はい、100万チキンパイ。Да? Здесь еще дифференция, это часто форма, да? 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 Здесь я часто форма, да? Сейчас снимай, дикий супатый, хочу часто. Да? Там все падает, хочу часто, да? Totul depinde de și pe cine am în față. Da? N-am reușit. Cotegare și am schimbat de mine, da? Pentru că este foarte important acum de văzut că o priză greșită de cotegare și este o priză ușoară de unde o să e, sau de cotechinerii, da? Da? Sau de cotemavașii. E foarte important de văzut chestia asta. Da? Deci, greșit, da? Păi. Control? Absolut. Da? Da? Încercați această exemplu. Hai. Fără să mă asigur cu a doua mână. Pentru că acum am dă un cot în față, nu, nu, cu cotul ăsta, da? M-a terminat, da? Deci va trebui totdeauna să mă asigur cu a doua mână, da? Și de aici am zis că după aceea să fac cote hinele, dacă doresc, da? Da? Sau cote mauași, da? Sau de osare, da? Nicio problemă. Ba. Ca date tori gheapu hanmi, da? Da? Asta este o formă. Da? Deci, da? Ați văzut că mâna lui vine automat, da? 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 Încă o dată o mai fac. Da? Încerc, da? Da? Asta este o formă. A doua formă. Da? Da? Încă o dată. Da? Una, da? Да? Да?
Toate mâinile acolo. Da? Casate, riote, tori, da? Monitori. Showman Tsuki. Mâna cu ceasta. Mâne tori. Showman Tsuki. Yoko Meruchi. Șovenuci. Dar pentru că nu s-a făcut așa. Ușiro Riote Tori. Ușiro Riote Tori. Continu. Două. O altă formă, da? Mă duc în partea asta, da? O altă formă, da? Deci. Da? Este Kara... Kara Aihamu, da? Da? Deci. Da? Este această formă. Da?
Da? Degajarea pe partea cealaltă. Da? Da? Da. Degajarea trebuie făcută cu mâinile, da? Contra procedeu eliminat. Da? Nu uitați totdeauna că un contra procedeu se bazează pe execuția proastă a unui procedeu. Este foarte important să nu vă descurcă. Da? Eu pot aplica un contra procedeu, un alt procedeu de Aikido, unui procedeu care mi se face în urma unui atac pe care îl execut, dacă procedeul care mi se face are slăbiciuni. Și eu o sesizez repede, aceste slăbiciuni, da? Și montez imediat contraprocedeul potrivit acestei stări de slăbiciuni. Deci, voi face un atac Shomen-tsuki, el va face un kotegaeshi, la care voi răspunde cu eliminare. Foarte încet ca treaba să se facă, da? Deci, 1, da? Încoată, da? Da? Slăbiciuni pe procedee făcute prost, dar nu foarte prost, dar făcute cu oarecare defect. Același atac, și-o mai spun eu, da? Încerc ca să vedem ce se întâmplă, da? Da? Hai să vedem. Da? Până cu oare. Da? 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 Altă cosă. Uite o să ai, uitați-vă. Amint.
Încă o dată, da? Dar nu numai unde o să ai. Deci poți face o doază de ce de lucru, da? O luăm, da? Poți lua. Da? Hai de lac. Da? Uite cum de poate. Ați văzut în mâine momentul, da? Momentul este că are un control cu o mână asupra mâinii mele, o slăbește ca să continui cu a doua. Bă, ce-i momentul? Unu, da? Uite. Foarte ușor. Foarte ușor. Trebuie să facem foarte ușor ca să puteți vedea exact mișcările. Ce vedeți, ce înseamnă copiul hol, da? Copiul hol, ca exerciții de respirație, noi să-l vom folosi acest exercițiu la făcând un procedeu care numește copiul nac. Copiul nac e folosit principiul copiul hol. A face respirație, a face actul respirator. A inspira, a expira, da? 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 Am făcut aceste mișcări pentru că ele se vor regăsi în procedeu. Catate Tori, hai Hami. Da? Iacu Hami. Iori Tori. Iori Tori. Da? Iori Tori. Iuritori, da? Da? Mai încet, da? Deci... Ia-mi, deci, catate, riotetorii, da? Deci, unu! Da? Doar o trecere, da? Nu este acest lucru, este altceva. Este altceva, da? Este... Da? Chiar cu armii. Da? Deci... și explozia chiului meu prin expirație, aceste două mișcări
aceste două părți, componente ale procedeului, reprezintă actul respirator. Inspirația și expirația. Da? Deci nu pot să inspir și să expir. Nu se poate. Da? Deci inspir, expir, arunc, da? Expirația este o explozie. Efortul meu maxim este pe expirație. Asta se folosește în cochiunare. Și una din formele cu care sunteți obișnuiți, da? Dar n-ați făcut-o ca atare, ca cochiunare, ci doar ca exercițiu de armonizare cu partenerul, este cochiunare din riotetorii, da? Deci, unu! Da? Deci. Nu? Da? Da? Deci, inspir. Cu asta se vine. Hai! Boxa! Să te ne dai? O Să pentru vacanțe de aikido, ziua anului nou a luptătorilor japonezi, Tagami Hidaki, sărbătoare pe care de mulți ani cei care practicăm aikido o
trecem într-un mod special față de celelalte antrenamente. Ziua de astăzi este un antrenament. Tot un antrenament. Dar cu oarecare de obiectiv. În sensul că prin câteva acțiuni noastră vom marca faptul că este sănătate. Deci programul acestui antrenament este următor. Prima parte a antrenamentului este un antrenament propriu zis high school. Să ca să nu răci. A doua parte a antrenamentului vor fi manifestări ale unor dintre noi, da? Care doresc să arate că se bucură de această zi, prezentând sau arătând ceea ce știu ei mai bine decât noi, da? Sau ceea ce li se pare lor că este important ca un dar pentru această sărbătoare. În partea a treia a antrenamentului va fi un moment festiv, aș spune chiar un moment special, pentru că am plăcerea să anunț că am obținut recunoașterea internațională a două persoane, da? A doi instructori de la noi. Ocazie cu care astăzi ne mânăm aceste acte, aceste cunoaștere, este un semn al faptului că Aikido-ul românesc este cunoscut și prețuit la adevărata sa valoare. Sigur, urmează în perioada următoare, pentru că între noi și aceste organizații există o convenție, urmează atribuirea acestor brevet, pentru că este vorba despre un brevet de profesor al Federației Franceze de Aikido Tradițional și altor instructori, deci altor aikidoka universitate vechi din Tatami, da? Și care pentru Aikido românesc a făcut mai mult decât alții. Sigur că această atestare este în primul rând un semn de politețe a Aikido-ului francez. În al doilea rând este o atestare a valorii Aikido-ului românesc. Dar în al treilea rând și nu în cel din urmă trebuie spus că este o
o concluzie, un rezultat al acțiunii de colaborare a Uniunii Românii de Aikido cu organizațiile de Aikido din străinătate. Adică să știm foarte bine că nimeni nu ne cunoaște dacă nu arătăm cine suntem. Cu acest moment festiv, da? Va mai conține și, zicem, o premiere simbolică a câtorva Aikido ca mai meritoși, pentru că, după părerea mea, toți sunteți meritoși pentru faptul că v-a aflat aici. În loc să vă aflați la film sau în altă. Vă stați comod până începem, ca să nu vă... Azi e o sărbătoare de resechiune în inimă. Al patrulea moment al acestui antrenament, ultimul și probabil cât e mai plăcut, este momentul în care ne vom felicita, în care vom elibera de regulile dojo-ului, da? Vom schimba impresii și ne vom ura unii altora mulțea. Cu ajutorul vostru o să încercăm ca acest program să fie realizat fără să-l depășim, pentru că prezența noastră aici este limitată de niște ore. Cine dorește să facă fotografie este liber să o facă. Cine vrea să filmeze, poate să filmeze. Această zi nu este niciun fel de zi secretă. Este ziua în care noi ne bucurăm și toată lumea trebuie să poate și trebuie să vadă acest lucru. Hai! De altfel mai trebuie să facă repede, să mergem la funcția, la treila, la funcția, la funcția, la funcția. Sunt de asemenea lucruri mai de oameni care fac niște acolo și care am nevoie de acolo. Acesta este motivul pentru care am hotărât ca toți cei care au centură de aici, deși doresc să fie instructori în sensul că să facă această activitate. Deci suntem foarte mulți solicitați în condiție. Vom acorda gradul de instructor tuturor de acentură verde plus și care, în activitatea de acestor ori, vedeți că pot instrui ca și de că un pas neobișnuit, pentru că instructorii vor urma cu acentura în la rog, dar este mai important în voltarea tuturor, deci respectarea unor reguli care funcționează atunci când acentura este deja bine. Bun. Deci aș vrea să facem această mișcare, prima mișcare, da? O centură, da? Mai el trebuie dezechilibrat, pentru că, în mod normal, dacă îi pui puternic, se poate ridica, da? Da? Și ca să nu se întâmple acest lucru, îl dezechilibrezi. Uite, da? E obligat să pună mâna jos, da? Da, continui mișcarea și apoi și eu un genunchi jos lângă el, da? Al doilea braț, da? Și... Da? E blocat. Deci trebuie să fie blocat. Trebuie să fie blocat spatele. Deci dacă i-aș bloca brațul așa, da? Da? Acum al poate nici așa. Da, da? Deci trebuie blocat brațul cu piețul în jos, da? Și apăsat, da? Continui blocați, da? Ca să mă ridic. Îmi pregătesc o lovitură, dacă e nevoie, să lovesc în momentul în care se ridică, da? Nu e nevoie, în camaie. Dar tot timpul în camaie ești echilibrat. Da? Da! Iată, am mise.
Tuchii se poate face, nu? Am văzut mai multe forme la Tuchii. Vă arăt și această formă. Da? Încă o dată. Dar tot timpul trebuie să-l dezechilibrezi. Dar și-o mereu ții. Da? Apare. La eu cum am menuci. Este foarte important la eu cum menuci prinderea, nu se face de poane, ci de degete. Da? Ca și la diagoană. Da? Încă un minut, cu de o tare. Hai, Sami. Ca toate tolii, Giacu Hanmi. Da? Sau această formă. Ca toate Riose tolii. Riose tolii. Shomen Tsuki. Shomen Uchi. Ryokomen Uchi. Ushio Ryotori. Fiecare cât poate. Ce sunt de colorat, sunt chiar să mai încearcă să-și dea bine, da? Inspir, expir. Bun. Să zicem tot de culoare pe tot încercat. Te dați 5 anaghi ca să deci este momentul în care se pot face demonstrații
sau alte lucruri, fiecare, dacă s-a... fiecare are ce importanță. E important? Eu nu vreau să-i fac foarte multe. Da. Degetele băgate în urechi, nimeni nu vreți să fie. Sau? Orbitele urmă. Nu vreți să ajungi acolo. Pentru fete. Dacă sunt jos în brațe contra dorințelor, crema în brațe. Mâna băgată sub nas, podul palmei, cu o împingere violentă, nimeni nu vreți. Și mai sunt câteva, aici la maxilar, în spatele curburii maxilarului, unul deasupra, la ureche, la îngheiarea maxilarului, și unul deasupra, de sunt trei puncte, chiar sunt în pat. Vedeți? Și-a rămas în lucru. Și mai în mijloc. Poveste este, în poveste